băieții nu înțelegeau de ce păreau fetele supărate astăzi, atunci când au venit să aducă bagajele în sala de sport. Spunea Vlad că e posibil mâine să se lase cu scandal după ce vor vedea materialele de la petrecere. Albert îl întreba pe Vlad dacă e curios să vadă ce a făcut Iuliana și Vlad i-a răspuns că da, e curios, rău, e fiert. Valentina a zis că poate n-a făcut nimic Iuliana și Albert a spus că depinde cum se vor monta mâine materialele. Alex era nedumerit de ce Cristina nu a vorbit cu el, de ce era supărată și spunea că cei din staff îi fac la psihic, îi lucrează la psihic, îi face să aibă paranoia, că le-au închis ușile până luni după o petrecere cu băieți și cu fete în ambele case. Îi fac să aibă 1000 de gânduri prin faptul că îi țin separat. Spuneau băieții că până la urmă cei mai câștigați sunt Albert și Laura, nu au de ce să-și facă griji pentru că ei nu sunt un cuplu. Alex ajunsese la concluzia că poate exagerează ei cu gândurile și își fac tot felul de filme și Albert spunea că într-adevăr își fac niște idei dinainte să vadă ce s-a întâmplat și le alimentează.